Puse în oglindă, cele două imagini ale victoriilor sunt la fel. Doar câștigătorul este altul. Momentul victoriei lui Cețu din 25 septembrie 2021. Florin Cețu, după ce a fost ales președinte PNL la congresul din septembrie 2021. Octav Canea Incoam Fotos. Momentul victoriei lui Nicolae Ciucă din 10 aprilie 2022. Nicolae Ciucă a fost ales președintele PNL la congresul din 10 aprilie 2022. Elidriu Libertatea. Spre deosebire de Florin Cețu, care a candidat contra lui Ludovic Orban, Nicolae Ciucă a luptat singur pentru a obține conducerea PNL la congresul de duminică. Au participat în jur de 1300 de liberali, delegați, spre deosebire de peste 5500 de oameni de prezența și aplauzele cărora s-a bucurat Cețu anul trecut. Au sărit în cealaltă barcă. Din totalul de 1120 de voturi exprimate, 1060 au fost pentru Ciucă la șefia partidului, iar alte 60 au fost anulate. Pe scenă, alături de Ciucă, a urcat, printre alții, prim vicepreședinții PNL Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu, precum și ministrul de interne, Lucian Bode. Ei au vorbit despre valorile liberale, credibilitatea și stabilitatea pe care Ciucă le poate oferi partidului. În 2021, tot Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu, dar și alte nume din PNL care l-au susținut acum pe Ciucă îi arătau susținerea lui Florin Cețu, spuneau că se comportă ca un lider adevărat și că va face o treabă excelentă ca președinte de partid. Recomandări: Rusia și Ucraina se pregătesc pentru cele mai mari bătălii. Dacă va avea succes în Donbas, Moscova ar putea încerca din nou să captureze Kievul. Cum s-au schimbat discursurile de la un congres la altul? Rareș Bogdan, în tabăra Cețu, vă rog să vă puneți în spatele lui Florin Cețu, cu toții, indiferent pe cine ați votat și pe cine susțineți. Este un om onest, este un om cu bun simț. Florin Cețu va fi prim-ministru, va fi președintele acestui partid. Rareș Bogdan, în tabăra Ciucă, acum trebuie să facem față unei provocări globale. Poate înțelegeți cu toții de ce România avea nevoie de o majoritate confortabilă, de stabilitate. Poate acum înțelegem mai bine de ce Nicolae Ciucă trebuia să vină la Palatul Victoria. Împăciuitorul Flutur. Gheorghe Flutur, în tabăra Cețu, am intrat în această echipă a lui Florin Cețu pentru a susține pragmatismul. Trebuie unitate în coaliție pentru că noi, din păcate, am generat instabilitate și trebuie să adunăm coaliția de dreapta și centru-dreapta să putem guverna. Haideți să trecem Carpații, să legăm provinciile istorice, că România așteaptă de la noi și nu autostrăzi cu carioca. Recomandări: exclusiv deputat ucrainean care a vizitat Borodianca povestește pentru Libertatea ce făceau soldații ruși ca să se asigure că civilii nu vor scăpa. Gheorghe Flutur, în tabăra Ciucă, majoritatea care susțineți acum acest proiect ați susținut și echipa câștigătoare. Așa este. Dragi colegi, a ne asuma că se poate și mai bine e o virtute pe care PNL a pus-o în valoare în aceste zile. Suntem în măsură să recunoaștem și să schimbăm în mai bine, din mers, unele lucruri. Nicolae Ciucă, încântat de susținerea din partid. Îi mulțumește lui Rareș Bogdan pentru laudele aduse pe scenă. Omul potrivit în momentul potrivit. Lucian Bode, în tabăra Cețu, fac parte din echipa care susține această moțiune și pe Florin Cețu la președinția Partidului Național Liberal pentru că, în primul rând, cred în viziunea propusă prin acest proiect și sunt ferm convins de utilitatea lui pentru România. Lucian Bode, în tabăra Ciucă, congresul extraordinar în care ne-am reunit astăzi exprimă resetarea noastră. Trebuie să generăm credibilitate și siguranță. Avem un candidat credibil, care garantează eficiența guvernării într-un context cu multe crize. Dezvoltarea PNL și a României sunt profund legate. Nicolae Ciucă este omul care reușește să țină lucrurile sub control, să asigure stabilitatea de care avem nevoie. Avem în fruntea României omul potrivit în momentul potrivit. Recomandări: interviu cu un jurnalist rus în exil. Am plecat pentru că nu mai știu cum să trăiesc în țară. Sunt două părți rivale, care vor să se ucidă. Soluția firească. Alina Gorghiu, în tabăra Cețu, Cețu reprezintă, din acest punct de vedere, că direcția PNL va fi cea corectă. Este un lider care poate duce PNL la un alt nivel și nu mă feresc să-l susțin public sau în interiorul partidului.
este genul de lider care a anunțat deja că nu va lua decizii singur, că își va asculta colegii. Alina Gorghiu, în tabăra Ciucă, în general, când ai un premier în funcție, cam acela este și candidatul pentru președinția partidului, având în vedere că funcția este acum vacantă. Deci mă aștept ca Nicolae Ciucă să-și depună această candidatură pentru președinția PNL și sigur că voi susține această candidatură. I-a mai spus, după vot, că este și soluția firească. Acesta este testul. Dacă situația se înrăutățește, înseamnă că colegii mei au greșit, spunea Celțu pe holurile Parlamentului. Înainte să înceapă congresul, PNL l-a salutat prietenește pe premierul Ciucă și cel care i-a luat locul la conducerea partidului. Câteva minute mai târziu, Celțu a ieșit din sală în timpul discursului premierului. George Călin Incoam Fotos. Calitățile importante. Iulian Dumitrescu, în tabăra Celțu, există o calitate esențială pe care trebuie să o aibă viitorul președinte al Partidului Național Liberal. Se cheamă altruism și Florin Celțu are asta. Iulian Dumitrescu, în tabăra Ciucă, este cea mai mare calitate a unui om destinat să conducă, spunea marele Napoleon Bonaparte, și dumneavoastră sunteți un om calm, care, de astăzi, când va vorbi, va avea în spatele lui toată forța PNL. Guvernați bine țara, domnule prim-ministru. Îndepliniți această misiune și toți vă vom urma. GSP Ro Video Ireal. Gestul șocant făcut de un pilot rus. Apoi a izbucnit într-un râs isteric. Se cere interzicerea lui pe viață. Plaite Ro Shock. Sergei Lavrov, reacție halucinantă despre războiul din Ucraina. Ce a spus omul lui Putin despre SUA? Observator News, Ro Animație Grafică. Cum s-a produs accidentul cu două tiruri de pe Valea Morții? Șoferii n-au avut nicio șansă. Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse. Știrile ProTV Ro China, mesaj ferm pentru NATO, a perturbat Europa. Ar trebui să nu mai încerce să destabilizeze Asia și întreaga lume. Orange Sport, Rocum și-a prins un ucrainean soția în dormitor, după ce a plecat din țară din cauza războiului. Publicitate Ioana Puiu, trucuri și secrete legate de editare și Instagram.